Salut! Păi nu întrebați-mă subiectele. Ce subiecte vreți să aflați de la mine? Atunci vorbesc eu, numai eu și atât. Fără să mai puneți întrebări. Deci am discutat mai multe subiecte ieri, pe care ziarul Adevărul, prin reprezentanții care au fost prezenți, le-au aranjat în așa fel încât să creeze un film care să aducă prejudicii de imagine. Dom'le, dar ce-i asta? Păi ce suntem în Kafka aici? Pentru că nu vreau să dau în judecată ziarul, sau este până la urmă dreptul meu de a mă gândi dacă să dau sau să nu dau în judecată ziarul sau pe cei care au luat acest interviu, în speță pe voi doi. Da. Am acceptat ca să reclăm încă o dată, să discutăm subiectele și să le clarificăm foarte bine. Ca să nu mai faceți încă un film cum vreți voi, să le cuplați și să dați cititorilor un film făcut așa cum ați vrut voi. Nici nu știi ce nu ai voie să faci, că cineva te incriminează. Eu sunt nevinovat în continuare, așa cum este și președintele Dragnea, tot nevinovat. Puneți întrebări și eu răspund și asta scriți. Asta scris, nu ce vreți voi și nu faceți film. Nu, ai făcut un film. Ați făcut o înregistrare neautorizată. Nu v-a autorizat nici redacția să mă înregistrați video? Redacția? Nimeni de la redacție. Redacția ne-a autorizat, nu, să știți. Nu, acolo pentru ca să facem astfel de lucruri. Redacția ne-a autorizat când ne-a semnat contractul de muncă. Când ne-a angajat la ziarul ăla, ne-a angajat să facem ce vrem și să fim jurnaliști liberi. Uite, poate nu să mai fiți, probabil. Dacă dumneavoastră ne-a amenințat că... Nu v-am amenințat, dar poate că redacția și-a seama ce oameni sunteți. Nu știu, treaba cu asta. În urma articolului vostru, da, de asta am vrut să vă dau un judecată, să vă cer 2 milioane de euro, pentru că mi-a fost amenințat iar copilul, fetița mea, la școală, din cauza voi, la voi doi. Dar din cauza la voi doi, eu am sunat astăzi la poliție dimineață ca să cer comandantului poliției Argeș să-mi asigure, pentru că mi-au amenințat copilul, că știu unde stau eu și că o să meargă să-mi ia copilul, să-i taie capul. Asta s-a întâmplat din cauza voastră. Din cauza nu puneți egalitate în relația asta. Din cauza voastră, pentru că voi ați dat un... Din cauza ce a spus dumneavoastră. Nu, încă o dată, repet. N-ați dat frazele cum le dați acum. Sper să le dați acum. Nu ați dat. Ați luat din context, ați făcut un colaj care a creat o stare. Nu am de natura nimic, nicio afirmație a dumneavoastră. Haideți să ne uităm la asta. Tip acum să mă uit. Spuneți-ne dumneavoastră concret, că v-ați uitat la el. Ce parte ai păsului considerați că a fost de natură? Ați făcut-o cu armele și cu așa mai departe. Da. Sunt posesor de arme pentru că sunt vânător. Sunt posesor de arme pentru că sunt... și când eram de afaceri, am avut pistol pentru că orice om de afaceri, că așa e legea. Și ați spus că aveți și mitralieră de la Revoluție. Dumneavoastră ați declarat. Dacă ești amenințat, am o armă automată, nu se cheamă mitralieră, am o armă automată care este armă de panoplie și care nu folosesc. O țin în casă, acolo unde trebuie rastel, n-am folosit-o niciodată, nu folosesc și o țin acolo. Așa am dat și noi interviu. Nu, n-ați dat așa. Cum să am spus așa. M-ați întrebat, dar de ce o țineți? Da? Vreau să repet încă o dată. Și eu am spus așa. Dar dacă, Doamne ferește, vreodată mai vine Partidul Comunist la putere... Nu, n-ați spus așa. Haideți să ne uităm. Dacă vreodată poate mai vine cineva cu vreo idee din asta să transforme statul ăsta pentru care am optat noi, sunt pregătit să ies cu arma să trag. Tot imediat. Imediat. Dar pot să ies oriunde vreau eu. Dacă mă apucă pe mine o nebunie, pot să ies unde vreau eu. E dreptul meu. Și e riscul meu și e hotărârea mea în momentul ăla. Voi să dați astăzi ce cer eu să dați, nu ce vreți voi. Nu, noi o să dăm ce vrem. Dacă dați altceva, eu vă anunț de acum că vă voi da în judecată. Foarte dacă bine, dați altceva, vreau să încercați să limitați libertatea presiei. Eu vreau să... A dat în judecată când spun, un om, nu, când spuneți că dați ce vreau eu. Nu, pe asta dacă luați interviu, dați ce dau eu acum, păi da, ca să clarificăm lucrul ăsta. Ce spuneți dumneavoastră de asta? De ce comentez chestia? Eu vreau să dai, să clarific și vreau să spun exact ca să înțeleagă lumea. Deci, încă o dată, am spus așa și repet, dacă vreodată în această țară va veni Partidul Comunist, nu, n-ați spus așa. O spun acum ca să fie clar. Mă rog, spuneți acum, dar atunci a spus așa cum a fost. Nu avea oricum niciun fel de legătură cu Piața Victoriei, sub nicio formă. Sub nicio formă, n-avea ca să întrebat ca să cuplați cu Piața Victoriei. Ieșiți în Piața Victoriei, dumneavoastră a spus, ies unde vreau eu. Să ies unde vreau eu, nu cu arma. Sunt pregătit să ies cu arma să trag. Tot imediat. Imediat. Dar pot să ies oriunde vreau eu.
dacă mă apucă pe mine o nebunie, pot să ies unde vreau eu. Acum noi am dat, am răspuns la întrebările voastre și am clarificat exact toate subiectele. Am înțeles, clarificați, da? Și asta cu AKM-ul, că multă lume s-a întrebat, unii au vrut să facă petiții împotriva noastră, îl dețineți în mod legal sau care este? Dar cum adică crezi tu că aș putea deține o armă în mod ilegal? Pentru dacă că am spus că este o armă de panoplie, o armă de colecție, aveți un certificat de vânzare, cumpărare pe ea? Sau? Am certificat de vânzare, cumpărare. Am certificat. De unde? Ai zis că l-au de la Revoluție. Că dacă am cumpărat-o, am cumpărat acest armă. De la statul român? De la cine ați cumpărat? De la statul român, normal că am cumpărat-o. Deci am se cumpărat. Poate cumpăra o armă de la statul român? Nu știu, nu mă pricep. Nu mă interesează până de acum, te pricep. Dumneavoastră aveți. Deci am totul legal. Deci când vrea cineva să controleze, mă controlează, da? Eu arma cu care am tras în timpul Revoluției, mi-am păstrat-o, niciodată n-am vrut să o dau. Nici când a venit Adrian Năstase, prim-ministru, a trimis un general ca să toate armele să le strângă de la revoluționari, eu am refuzat să dau arma, o am și atunci și de așa acum, o țin acasă ca și armă de panoplie, AKM-ul ăla cu care am tras. Noi toți am luat arme atunci când a fost Revoluție de la armată. Deci în momentul în care s-a început să tragă armata, care a venit lângă revoluționari, ne-a dotat cu arme pe cei care au vrut să tragă. Și am totul legal, contract de vânzare, cumpărare acestei arme, de unde am cumpărat-o exact. De unde? Ca de să clarific aceasta. Vreau să clarific. Asta e treaba mea, de unde am cumpărat-o. Acum vine cineva, eu arăt. Am văzut, vă supărați cumva, dar nu noi întrebăm. Au fost niște cetățeni care au scris acolo la comentarii. Acolo și cine o să vină, o să vadă că am cumpărat o armă. Este cumpărată cu contract de vânzare, cumpărare, cu certificat de deținător, de proprietar, de panoplie, de colecționar, arma este nefolosită, n-am folosit-o niciodată și este acolo. Ca unul care a făcut revoluție în țara asta, am mai mult drept să am opinie, mai mult decât alții care vorbesc? Nu, nimeni nu are mai mult sau mai puțin drept. Ba eu am și revoluționarii au, pentru că ei sunt cei care au transformat această țară dintr-o țară comunistă într-o țară democratică. Au mai mult drept ca alții și ca să termin și chestia. Iar vă faceți rău singur, să știți. Nu, nu. Hai să vă spun ceva. Știți care a fost greșeala noastră? Și o spun acum ca să o audă toată lumea. Faptul că revoluționarii au fost păcăliți. Revoluționarii trebuiau să rămână și să pună mâna pe țară. Faptul că noi am avut bun simț și în anul 1990 au venit niște șmecheri și au spus că revoluționarii nu se pricep să fie primar sau președinte aici, știți, vă contrazice este treaba ta. Dacă așa trebuie să facem, cum a fost în Cuba, așa trebuie să facem. O parte dintre revoluționari au avut și ei acces la funcții și s-au dovedit catastrofale deciziilor. Au furat, s-au compromis. Ideea e că dacă ajungeau la conducerea țării, sigur se găseau și dintre ei care să fure. S-ar putea să fii tu atacat, pentru că revoluționarii care au avut, au spus că domnul Mihai Voinea, spun că revoluționari au fost scoți, au fost criminali, au fost niște jeguri ordinare, asta a declarat acest jurnalist, ca să audă lumea. Dragi revoluționari, iată ce declară jurnalistul. O parte dintre ei au ajuns la închisoare pentru fraudă. Cum se întâmplă ție, cum s-a întâmplat mie, cu toți revoluționarii să te caută. Cum instigați împotriva noastră. Tu. Eu n-am instigat pe nimeni. Dacă așa ai spus revoluționari, cum îți permiți tu să vorbești de revoluționari așa? Da? Asta e, asta a fost. Vă mulțumim, adică... Concluzia e că noi o să dezbatem. Voi doi, noi o să dezbatem la redacție. Acum subiectul, da? Vreți să închidem, da? Da, vreau să închidem.